ziua! Domnul George Stângă, președintele Partidului Național Liberal Galați, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Stângă! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Să rămână distinsă, doamnă! Bună ziua și bine v-am găsit! În mai puțin de 2 luni, partidele vor da primul test al votului din acest an. Cum se pregătește PNL Galați pentru alegerile europarlamentare din 26 mai? Am început perioada de precampanie, așa cum ne-a stabilit cadrul legislativ, prin strângerea de semnături. Câte semnături ați reușit? Partidul Național Liberal, filiala Galați, a reușit să strângă un număr de 45.000 de semnături, un număr însemnat de gălățeni au semnat susținerea către Partidul Național Liberal. Am avut amplasate corturi în municipiul Galați, am avut echipe care s-au deplasat stradal în toate localitățile județului, indiferent că vorbim de comune, municipii sau orașe. Spre deosebire de alte campanii electorale, și prin minte întrece ultima campanie electorală, cea de la alegerile parlamentare din 2016, am observat o deschidere a cetățenilor către Partidul Național Liberal. Se simte faptul că Partidul Național Liberal în ultima perioadă a început să fie din ce în ce mai apropiat de cetățeni. Chiar la noi, în județul Galați, avem întâlniri cel puțin lunare cu cetățenii, deoarece ne dorim ca proiectele, propunerile pe care le avem pe consiliile locale, și mă refer în principal la Consiliul Local Galați și Consiliul Local Tecuci, să fie propuneri care izvorăsc din necesitățile cetățenilor. Să nu ne dăm noi cu părerea, ci să plecăm de la nevoile dumnealor, după care, prin pârghiile pe care le avem în Consiliul Local, Consiliul Județean, Consiliul Local Tecuci, să ajungem ca aceste propuneri să fie supuse dezbaterii în plenul consiliilor respective. Ce vă spun locuitorii, gălățenii? Care sunt principalele lor nemulțumiri? Că spuneați că s-au schimbat între timp. Sunt dezamăgiți. Gogoșile electorale livrate de adversarii noștri politici au început să se desufle. Se vede cu ochiul liber că în campania electorală din 2016 li s-a spus cetățenilor ceea ce au vrut să audă. Au fost convingători, dar, din păcate pentru români, din păcate pentru România, a trecut o perioadă de 2 ani și jumătate de când coaliția PSD-ALDE guvernează și nu au reușit să-și îndeplinească nici măcar 10% din măsurile pe care le-au promis în campania electorală. Ce este mai trist pentru noi este faptul că nu am știut sau nu am dorit să accesăm banii pe care i-am primit gratuit de la Uniunea Europeană. Am avut bani suficienți pentru dezvoltarea infrastructurii. Știm foarte bine că România, țara noastră, este deficitară la infrastructura rutieră, infrastructura de transport. Mai mult decât atât, ar trebui să punem mare accent pe partea de sănătate. Am avut bani oferiți de către Uniunea Europeană în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro pe fiecare proiect, asigurându-se fondurile necesare pentru 8 spitale regionale și uitați, din păcate, suntem la 2 ani și jumătate de guvernare PSD-ALDE și nu au fost depuse nici măcar dosarele pentru aceste proiecte. Deci nici nu mai intră în discuție posibilitatea ca ele să fie realizate într-o perioadă scurtă de timp, aici referindu-mă la exercițiul financiar al Uniunii Europene 2014-2020. Care este situația la nivelul Consiliului Județean Galați? Cum au loc dezbaterile, întâlnirile? Din punctul meu de vedere, lucrurile pe partea de Consiliul Județean încep să se îmbunătățească. Discuțiile sunt constructive, vocea opoziției se face foarte bine auzită. Mergem și ne luptăm pentru partea de cofinanțare, deoarece primarii liberali, trebuie să recunoaștem, sunt niște primari gospodari. Au reușit să acceseze multe fonduri europene, au proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală, dar au nevoie și de cofinanțare pentru a putea implementa aceste proiecte. Și tocmai din acest motiv, grupul consilierilor județeni din Partidul Național Liberal este unul vocal, unul care știe să-și ceară drepturile și o face cu tărie, pentru că până la urmă noi ne luptăm în consiliile județene, în Consiliul Județean Galați, că despre el este vorba, pentru cetățenii pe care îi reprezentăm. Atâta timp cât primarii au fost descurcăreți, au știut să scrie proiecte, au accesat fonduri europene, este datoria noastră a celor care îi reprezentăm
la nivel județean sau nivel național, să asigurăm partea de cofinanțare. Acum, revenind la alegeri, spuneați că cum vă pregătiți, practic, pentru momentul 26 mai? Spuneați că ați strâns semnături. Cu următorul pas, care este? Trebuie să mergem să le vorbim românilor, să le vorbim gălățenilor despre beneficiile pe care le are țara noastră de la Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, sunt foarte multe domenii care s-au dezvoltat și primul care îmi vine în minte este agricultura, care, după părerea mea, nu știu dacă ar supraviețui fără aceste subvenții de la Uniunea Europeană și dacă fermierii români ar fi putut fi competitivi la nivel european. Trebuie să conștientizăm că Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre sume colosale de bani, dar în momentul în care aceste sume nu sunt transpuse în proiecte, nu sunt implementate în economia României, cetățenii au de suferit. Tocmai din acest motiv, noi vrem să le explicăm foarte clar care sunt prioritățile noastre, spre exemplu să le spunem că despăgubirile care au fost oferite crescătorilor de porci, fermierilor, pe partea de pestă porcină africană, sunt subvenții de la Uniunea Europeană. Cine a fost europarlamentarul care a preluat acest subiect, care s-a bătut, care și-a dorit din tot sufletul ca aceste sume de bani să vină în România? Foarte simplu. Siegfried Mureșan, reprezentantul Partidului Național Liberal. Care oricum se regăsește și pe lista aceasta nouă a candidaților. Dar cum vedeți faptul că, iată pe listă, se află un jurnalist, practic el va deschide lista partidului la europarlamentare, Rareș Bogdan. Cum ați primit vestea? Să știți că eu am întâmpinat cu sufletul deschis această propunere a președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Consider că este alegerea potrivită. Vorbim despre un personaj cu o credibilitate foarte mare în presa românească. Un om care încă din perioada tinereții a fost apropiat de doctrina liberală. A activat în organizațiile speciale ale Partidului Național Liberal, mă refer la organizația de tineret, și a construit o carieră solidă în domeniul presei prin toate acțiunile, prin toate demersurile pe care le-a făcut. A reușit să-i convingă pe oameni că este un adevărat luptător, un om care își dorește binele țării și acum, sincer vorbind, dumnealui a renunțat la beneficii financiare destul de mari din partea presei pentru a veni în Partidul Național Liberal, pentru a candida la Parlamentul European, deoarece doar prin sacrificiile făcute de oameni importanți, oameni care au credibilitate în România, putem progresa. Gălățenii cum au primit această veste? Ce v-au spus? Primarii au fost primii care au reacționat. Primarii noștri în fiecare seară își petreceau timpul liber alături de domnul Rareș Bogdan. La jocuri de putere. La jocuri de putere. Prima dată au crezut că a fost o glumă. Nu și-au închipuit că poate deveni realitate candidatura dumnealui pe listele Partidului Național Liberal. Și după ce s-a oficializat totul, după ce au participat la summitul Partidului Popular European organizat la Romexpo, cu toții la unison au spus că este alegerea perfectă pe care Partidul Național Liberal putea să o facă. Știm că este o problemă cu prezența în general la alegerile europarlamentare. Este una destul de scăzută. Cum credeți că va fi anul acesta? Se va mobiliza mai multă lume față de alte dăți? În primul rând vreau să vă spun că trendul la nivel european pe partea de participare la alegerile europarlamentare este unul foarte scăzut în toate țările membre. Acum noi ne dorim să facem niște campanii de conștientizare a cetățenilor cu privire la importanța pe care o are Uniunea Europeană în dezvoltarea economică a României. Trebuie să le spunem care sunt principalele linii de finanțare pe care noi ni le dorim ca reprezentanți ai Partidului Național Liberal. Trebuie să le spunem că decalajul pe care îl avem față de statele din vestul Europei poate fi recuperat doar prin accesarea fondurilor europene. Trebuie să le spunem că avem soluții, de exemplu, la racordarea localităților, la rețeaua de gaze naturale.
Partidul Național Liberal deja în Parlamentul României a făcut demersurile necesare, a modificat legislația, astfel încât o sumă, zic eu, destul de importantă din totalul redevențelor pe care le încasează România să fie dirijată către acest domeniu. Dar în același timp putem accesa fonduri europene, astfel încât magistralele principale din fiecare județ care trec pe la limitele de proprietate ale localităților să fie construite cu bani europeni. Astfel încât din fondurile guvernamentale doar să folosim banii pentru racordarea de la magistrala principală până la localitatea respectivă. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va organiza un referendum în aceeași zi, un referendum pe justiție, în aceeași zi cu alegerile europarlamentare. Cât de oportun vi se pare dumneavoastră un astfel de referendum pe justiție? În primul rând vreau să vă spun că eu, ca președinte de organizație județeană, ca senator în Parlamentul României, salut și susțin inițiativa domnului președinte Klaus Werner Iohannis. Așa cum bine știți, încă din anul 2017, februarie, prin ordonanța 13, au început derapajele pe care Alianța de Guvernare PSD-ALDE le face de la legile justiției. A fost un atac susținut și continuu la justiție. Mi se pare normal că acum președintele României, prin pârghiile pe care le are la dispoziție, să consulte cetățenii pentru a vedea care este părerea dumnealor cu privire la ceea ce se întâmplă pe partea asta de modificare a legislației. Prin aceste ordonanțe de urgență, emise noaptea, emise pe submasă, emise pe genunchi, fără o consultare prealabilă a parlamentarilor sau a cetățenilor, fără a fi organizată o dezbatere publică, considerăm că Partidul Social Democrat încearcă doar să rezolve niște probleme personale pe care le au personaje marcante de pe scena politică românească. PSD a anunțat chiar că vor fi secții de votare diferite pentru referendum și europarlamentare. După care au dezmințit acest După care au dezmințit, că... dar credeți că într-un final vor fi secții de votare separate? Sau? Nu cred că vor fi secții de votare diferite, pentru că legislația este aceea și pentru noi și pentru PSD-iști și în lege este prevăzut foarte clar că trebuie să existe o singură secție de votare. Dar de ce credeți că au aruncat această idee așa? Au vrut să creeze haos, au vrut să dezinformeze, au vrut să vadă care este reacția opiniei publice. Mai mult decât atât, nu știu dacă temerea lor cea mare este pe partea de referendum. Până la urmă, referendumul este un act consultativ. Consultăm cetățenii să vedem ce părere au despre ceea ce se întâmplă. Problema lor cea mare este frica de vot. Frica de vot pe alegerile europarlamentare. Pentru că o prezență masivă la vot scade considerabil procentul pe care Partidul Social Democrat îl va obține la aceste alegeri. Oricum, PSD-ul se află pe un trend descendent, cel puțin așa ne spun ultimele sondaje. Sincer să fiu cu dumneavoastră, acest lucru se vede și în întâlnirile pe care le avem cu cetățenii. Sunt foarte multe iluzii pe care le-au vândut în campania electorală, au avut un program, trebuie să recunosc, foarte bine fundamentat pe fiecare palier, pe fiecare domeniu și acum așteptările românilor au ajuns la o limită și au dat seama că nu mai au cum să implementeze promisiunile pe care le-au făcut în campania electorală și cu siguranță în perioada următoare vor fi sancționați la vot pentru minciunile pe care vine le-au propagat. Nota de plată, cum... Cu siguranță. Pe final, aș vrea să discutăm despre una dintre problemele cu care se confruntă România și, în special, Moldova, lipsa autostrăzilor. De ce nu se construiesc autostrăzi în Moldova? De ce nu există interes pe acest segment? Pentru că, în momentul în care ducem o lipsă de investiții pe partea de infrastructură, ducem o lipsă și pe partea de locuri de muncă, pe partea de locuri de muncă bine plătite. Cred că se observă cu ochiul liber că oamenii de la sate au început să plece spre oraș. Ceea ce înseamnă că mediul rural este din ce în ce mai depopulat.
Și așa cum bine știți, o populație sărăcită, o populație îmbătrânită, o populație bolnăvicioasă este mult mai ușor de controlat și manipulat. Și acum, haideți să vorbim concret ce a făcut Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal a inițiat, a sprijinit și a promovat Autostrada Unirii. Cu presiuni destul de mari din partea opiniei publice, acest act normativ a ars toate etapele în Parlament. A ajuns la domnul președinte Klaus Iohannis, care a semnat decretul de promulgare a legii. Deci, legislativul, parlamentarii și-au făcut treaba, parlamentarii aleși. Președintele ales, tot la fel de către popor, și-a făcut treaba. Urma ca executivul, în speță guvernul, să pună în aplicare ceea ce au stabilit, ceea ce au decis persoanele ce reprezintă cetățenii la nivel național. Din păcate ați văzut și dumneavoastră că sumele alocate pentru acest obiectiv de investiții sunt ridicole, aș putea spune. Practic nu se poate construi. Nu se poate face absolut nimic. Nu terminăm nici documentele necesare pentru demararea acestui obiectiv. Nici nu s-a adus în discuție accesarea de fonduri europene, astfel încât o parte din suma alocată pentru acest obiectiv de investiții să fie suportată din fonduri europene, ceea ce ne duce cu gândul că există un dezinteres total din partea actualei coaliții de guvernare cu privire la dezvoltarea infrastructurii, cu privire la nevoile cetățenilor și cu privire la atragerea de investitori care ar putea crea plus valoare în această zonă. Domnule George Stângă, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Vă mulțumesc și mult succes în alegeri. Și să ne vedem cu vești bune cât mai curând. Mulțumim!